Nu știu cum a făcut sau cine a vrut să facă primul pas încă de la început. A dat-o din greșeală vals, vals, vals. M-a lăsat să conduc fără să știu de următorul pas. 1, 2, 3, stâng, drept, stâng. A dat-o din greșeală vals, vals, vals. Vals, vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când n-aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Am mai și călcat strâmb, nu-i nimic că doar noi vom observa. Și întregul pământ este doar un ring de dans, dans, dans. Unul suflet și trup, o pereche în tot cu adevărat. Totul la început, c-am dat-o din greșeală vals, vals, vals. Vals, vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Bravo! Cât de frumoasă și jingătă ca de fiecare dată. Bine, da, a revenit, Ruxandra, la noi. Bine v-am găsit! Să știți că a fost cea mai frumoasă invitație de vals pe care am văzut-o vreodată. Ha, ce plăcută! Bine că v-am prins, dar sunt pe aici vals. În culise, am prins de când am văzut de acasă și asta a fost foarte bine. Nu știu, e o piesă atât de frumoasă, scrisă de un interpret la fel de talentat. Poate ai un mesaj pentru cel care a scris piesa. Da, desigur, Smiley este unul dintre interpreții mei favoriți din România. Desigur că îmi plac toate cântecele lui, pentru că toate cântecele lui sunt scrise din suflet și sunt scrise de el. Un salut dacă ne vede! Salutare! Deci mult succes și multe alte piese frumoase. Mulțumesc. Deci luăm loc pentru că vom mai discuta de suflet, despre lucrurile frumoase pe care tu le faci. La fel de frumoasă și la fel de talentată. Ai avut vreodată ocazia să cunoști vreun artist, interpret, piesele a căruia tu le cânti? Desigur, am întâlnit The Modans. Desigur că nu cânt piesele, nu știu, doar le interpretez acasă sau... Dar am cântat și piese, de exemplu, Feli. Am cântat foarte multe piese de ale ei. Am cântat piese de foarte mulți interpreți, doar că nu de la noi din România sau din Moldova. Sunt foarte mulți care sunt din alte țări.
Toată lumea o știe pe Ruxanda drept fata cu minte, pasionată de muzică, dar ce face Ruxanda în afara parte, așa, când nu cântă, când nu este pe scenă, când nu e la școală și când nu are de făcut chestii serioase? Păi toate zilele mele sunt, toate zilele fac chestii serioase, am un program foarte încărcat, fac doar muzică, fac pian, fac solfegiu, fac cor, fac canto, ei, da. E destul de complicat, dar și tu te plângeai că programul tău e încărcat, vezi? Îmi dau seama că și la ea e foarte încărcat. Uite, noi fiind așa niște fete puse pe șoti întotdeauna, am pregătit o mică provocare pentru tine. Iar pentru asta o să am nevoie de obiectele pe care le-am pregătit pentru așa un mini concurs. Uite, am aici o pereche de căști. O să-ți pun o piesă pe fundal, una foarte veselă. Și tu va trebui să citești pe fața Darianei, să citești mimica și să ghicești ce cuvânt o să-ți spunem noi. Interesant. L-ai încercat vreodată? Desigur, doar cu prietenii am încercat și se primea foarte haios, ne râdeam la urmă, chiar și filmam secvențele când ne jucam. Așa, o să ne distrăm și noi acum. Ești pregătită? Desigur. Imediat. Deci, începem cu muzica bună. O să te rog. Dariana, ești pregătită? Uite, eu să spun un cuvânt, o să știm doar tu și cei care sunt de partea cealaltă a ecranului. Nu, eu să zic cuvântul. Și eu trebuia să-l spun? Nu. Ascultă. Deci, ești pregătită? Da. O să verificăm dacă Ruxanda ne aude. Ruxanda, ce ai făcut azi? E ok, bine. Deci, dar primul cuvânt va fi... Vals. 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 Este bravo, 1-0. Al doilea cuvânt va fi microfon. 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 Bravo, te descurci destul de bine. Zi unul de la tine dacă vrei. Mai complicat ceva. Mai complicat? Uh-huh. Dariana. Haide. Dariana. Dariana. Oh, nu știu. Încearcă. Dariana. Încearcă. Cântec. Dariana. Dans. Dariana. Dariana. Da. Următorul va fi fluture. Flutere. Furtună. Flutere. Furtună. Flutere. Încă un pic. Flutere. Încă zi. Flutere. Flutere. Pasăre. Flutere. 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 La noi aici distracția continuă, ai grijă. Dar aici ascultă muzică bună, așa că e timpul să o provocăm pe ea, să vedem cât de bine se pricepe la ghicit pe buze. Ai prima să zici cuvântul. Dragobete. Dragobete. La microfon, te rog, pentru ca cea de acasă se audă. Dragobete. 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 Sa? Dra. La. Dra. Ra. Dra. Ta. Dra. Na. Dra. Hai să încercăm altul. Ok. La. Dragoste. Dragoste. Salutare? Dragoste. Poftim? Dragoste. Dragoste. Ah, dragoste. Dragoste, ai văzut că nu era atât de simplu cum ai crezut? Nu e așa? Om, da. Muzica. Dragoste, dragoste pentru muzică. Pregătești ceva pentru cei care te ascultă, pentru cei care te urmăresc în următoarea perioadă, vreo piesă nouă, ceva? Sigur că am foarte multe idei în cap și sper că să se îndeplinească. Vreau că în acest an să înregistrez foarte multe piese noi, să concurez la niște concursuri de la noi din Moldova, dar și din România și tot așa lista continuă. Păi eu îți doresc succes. Noi îți dorim succes. Cu siguranță cei de acasă îți urează multă, multă baftă și spune.